merge la Carmina Pricopie și are informații de ultimă oră. Despre ce e vorba, Carmina? Într-adevăr, în urmă cu foarte scurt timp, consilierul prezidențial a făcut o scurtă declarație de presă. A apărut în această declarație cu o banderolă galbenă pe mâna stângă și a făcut un rezumat al zilei. Spune că din informațiile venite ar fi 11 avioane militare în drum spre Odessa, fiecare cu câte un batalion, încercând cumva să aterizeze, că din direcția nord-vest de la Kiev inamicul a încetat să avanseze, care exista o retragere tactică. În Mariupol nu sunt deocamdată probleme, Mariupol rezistă, spune consilierul prezidențial. Despre Harkov spune că astăzi ocupanții ruși au încercat să intre în oraș, nu au reușit, că există într-adevăr o situație la Kupiansk despre care se vorbește, că primarul ar fi predat acest oraș. Consilierul prezidențial spune că nu are informații despre această zonă deocamdată, că ar mai veni 11 nave rusești pe direcția Crimeea și că ar veni spre Odessa. Despre capitala Ucrainei au fost 3 lovituri cu rachete, una dintre ele a fost identificată, a ajuns pe un bulevard destul de mare, a doua nu a fost identificată, iar a treia a fost doborâtă. Au fost și alte lovituri cu rachete în zona Jitnomir și Zaporojie, iar în final consilierul prezidențial îi îndeamnă în continuare pe cetățenii Ucrainei să fie cu capul sus și să lupte alături de armata Ucrainei.